Mijlocașul argentinian Michael Leonel Pierce l-a convins pe antrenorul principal al Petrolului Costel Enache că merită să joace la Ploiești în acest sezon. Lionel a evoluat convingător în cele două teste din Turcia și a devenit oficial jucătorul formației petroliste. El a semnat un acord valabil până la finele actualei stagiuni cu opțiune de prelungire. Pe aceeași perioadă și-a pus semnătura și mijlocașul spaniol Paul Rodriguez. În vârstă de 25 de ani, Rodriguez are experiența eșalonului secund iberic, acolo unde a bifat 39 de partide în tricoul lui Sabadell. Au urmat două sezoane la Mallorca, iar ultima dată a jucat în prima ligă suedeză pentru Sundsvall. Spaniolul a fost școlit la Barcelona și Real, fiind component al marilor cluburi atunci când era junior. Rodriguez a intrat în programul de pregătire al echipei și este posibil să joace în ultimul amical din primul stadiu, cel de mâine cu Sofioc, o formație din Liga a doua ungară. Aproape de un contract cu gruparea petrolistă se află și mijlocașul albanez Armand Dovaiușii. El a jucat în cele două teste de până acum, iar în cel de-al doilea a marcat golul victoriei. Antrenorul Costel Enache mai are în probe un fundaș central din Republica Moldova. Apărătorul de 24 de ani trebuie să-l convingă pe Enache că se poate baza pe el în acest sezon. Petrolul mai are nevoie de un fundaș central în condițiile în care Sârghi se antrenează separat în Turcia, iar Wallace a fost nevoit să revină în România după ce i-a recidivat o mai veche accidentare.